Dragilor, astăzi alături de noi un prieten foarte drag, domnul profesor Vasile Zecheru, coordonator al colecției Arta Regală, și vom vorbi despre René Guénot, despre cartea sa Scurtă privire asupra inițierii, o carte publicată în colecția Filosofia Perennis, în traducerea doamnei Roxana Cristian și a domnului Florin Mihăescu, o carte extrem de importantă, apărută pentru prima oară în anul 1946, o carte care cuprinde mai multe articole publicate de René Guénot în revista Études Traditionnelles între anii 1932 și pe parcursul celui de-al doilea război mondial. Tema abordată în această carte este calea inițiatică, am spune, ca drept țel sau scop sau obiectiv al existenței umane din punct de vedere tradițional. Domnule profesor, ce ne puteți spune despre această carte a lui René Guénot și, de altfel, o carte care își ocupă un bine meritat loc în această frumoasă colecție, în colecția Filosofia Perennis, unde au apărut foarte multe titluri noi ale lui René Guénot, dar iată și reeditări. Bună seara tuturor! Salut și eu, desigur, reapariția, reeditarea acestui volum. Este o carte fundamentală pentru toți cei care vor să știe ceva despre inițiere, vor să parcurgă un drum al inițierei, așa cum este acesta în prezent, cu multe carențe și cu multe, să le spunem așa, amestecuri străine. Cartea, cum ați spus și dumneavoastră, a apărut în 1946. În acest an apar trei cărți a lui Guénot, dintre care două fundamentale, aceasta, Scurtă privire asupra inițierii și Marea Triadă. Din 1946 până în 51, când 7 ianuarie, când René Guénot trece la Domnul, el nu a mai publicat nicio carte. După aceea, în anii următori, postum, ucenicii lui au adunat articolele pe care el le-a publicat și le-au strâns sub formă tematică între două copări și au mai publicat încă 10-12 volume. Cartea este importantă, spuneam, pentru faptul că René Guénot, de la o anumită înălțime a cunoașterii sale, nu știm dacă este o cunoaștere umană sau este o cunoaștere transmisă, René Guénot înfăptuiește pentru noi toți, pentru umanitate în general, un îndreptar pentru inițiere, pentru cunoașterea acestui proces și a scopului său, a parcursului pe care un aspirant și-l asuma în momentul inițierii sale. René Guénot deslușește categorial, așa a spune, pentru omul occidental, tot acest pățiș, nu un cuvânt prea bun, metafizic, pentru că în centrul ezoterismului, să fie foarte clar, se află metafizica, adică acea filozofie ca mod de viață. Metafizica în antichitate, pe vremea lui Platon, Pitagora, Aristotel, nu era o știință, nu se preocupa să formuleze categorii, concepte. Între altele, metafizica de atunci își propunea îndumnezeirea omului, atât cât este posibilă aceasta. Un aspirant dat. Cam aceasta este despusă la modul foarte general despre carte și despre importanța ei. Salut încă o dată inițiativa editurii Herald de a republica această lucrare fundamentală. Ea este a doi corifei extraordinari pe care i-ați amintit și noastră, doamna Roxana Cristian și domnul Florin Mihăescu. Ei au tradus această lucrare. Termenii sunt specifici inițierii, unii dintre ei aproape intraductibili. Nu e vorba de faptul că sunt intraductibili în limba română, sunt intraductibili în orice limbă occidentală. Sunt lucruri care nu prea-și găsesc explicațiile lingvistice.
Remul German și-a luat încărcătura de cunoștințe, în principal din hinduism, din învățăturile vedice și din învățăturile islamice. Cam de aici adună el pentru noi toți această învățătură despre inițiere. Care este diferența dintre, de altfel, este și primul capitol cu care începe această lucrare, care este diferența dintre calea inițiatică și calea mistică? Da, foarte bună întrebare și la obiect, însă înainte de asta aș vrea să vă spun că există practic trei mari capitole de inițiere. Nu putem înțelege nimic în ceea ce privește inițierea, dacă nu înțelegem, să zicem așa, teoria castelor din hinduism, dar nu este o teorie. Era o împărțire a oamenilor în funcție de capacitățile lor intelectuale. În Occident s-a pus semnul egal între caste și clasele sociale. E mare greșeală. Clasele sociale sunt altceva. Castele însemnau împărțirea oamenilor în funcție de, pur și simplu, de, să zicem, coeficientul lor de inteligență. Oamenii erau atenți la chestia asta. Nu oricine poate fi inițiat oricum. De aceea erau trei tipuri de inițiere. Era o inițiere meșteșugărească a oamenilor de rând, care și ei aveau nevoie de, aveau aspirații către sacru și trebuiau să înțeleagă și să parcurgă un set de simboluri, de ritualuri, echivalent cu ceea ce ar fi în Europa Occidentală masoneria operativă, cea care a construit catedrale. Exista de asemenea o inițiere cavalerească care funcționa și în Occident. Cavalerii, ordinele cavalerești, erau ordine inițiatice. Nu oricine intra acolo și trebuia o consacrare, trebuia niște capacități. Și inițierea brahmanică, ultima treaptă. La noi, în Occident, s-a păstrat inițierea aceasta meșteșugărească și inițierea cavalerească. Despre inițierea pragmatică nu prea să-i spunem așa. În Occident s-a pierdut repede această știință. Vă rog să mă scuzați pentru un pic greșit. Acum revenim la întrebarea dumneavoastră cu calea mistică și calea inițiatică. Pe scurt, calea mistică este o cale pasivă, calea inițiatică este o cale activă. Calea pasivă înseamnă că îl puteai cunoaște pe Dumnezeu la moartea ta. Atunci era un soi de eliberare. Toți vom avea această cunoaștere. Calea inițiatică însemna să fii eliberat în viață fiind, adică pe timpul vieții, asumându-ți un parcurs, asumându-ți un efort intelectual și individual deosebit, puteai să-L cunoști pe Dumnezeu, puteai să cunoști sinele. Acesta este scopul fundamental al tuturor inițierilor, cunoașterea sinelui. Orice inițiere care părăsește această cale este de fapt o pseudo-inițiere și mai rău, uneori contra-inițiere, adică ceva antitradițional. Cam asta este mare diferența dintre inițierea mistică și inițierea și calea inițiatică și calea mistică. Implicit, rezultă o distinție între mistic și inițiat. Inițiatul merge cu ochii deschiși către această lumină. Misticul cere, dăm Doamne. Și la sfârșit, sigur că îi se dă această lumină, o capătă și el, dar la sfârșitul vieții, pe când inițiatul, în timpul vieții sale, săvârșește eliberarea aceasta supremă, identitatea supremă. Cum a spus Iisus, eu cu Tatăl una suntem. Era o identitate asumată, o identitate trăită. Iisus era foarte conștient de această identitate supremă. Nu există altceva. Există un proces în ceea ce privește condițiile inițierii? Pentru că noi am mai discutat. Nu oricine este făcut
sau nu este pregătit pentru inițiere. Și atunci e clar că există un proces prin care aspirantul, novicele, neofitul, inițiatul sau cel care este pregătit, să spunem, pentru procesul inițierii, trebuie să parcurgă niște etape în evoluția sa. Un candidat la inițiere este evaluat de către un maestru, un ochi atent, se focalizează asupra lui, citind aceste aptitudini, aceste calități pe care trebuie să le aibă el la intrare. Cum spuneam, dacă vreți să luăm așa grosie, e în funcție de coeficientul de inteligență, dar nu numai. Îți trebuie să anumite calități, trebuie să ai o anumită masă critică să poți înțelege lucrurile astea. Dacă de la Dumnezeu nu ești dotat cu așa ceva, mai cum să înțelegi, pur și simplu, nu ai cum să te ridici. Și acceptarea unui astfel de om care nu are calitățile necesare, a unui neinițiabil, acceptarea în interiorul unui ordin inițiatic este, cum să vă spun, o uliță înfundată, adică în mod sigur se va naște un avorton. Nu compromite timpul și maestru compromite timpul pe care îl alocă pentru creșterea, pentru ascensiunea aspirantului și aspirantul la sfârșit nu are nicio înțelegere, nicio satisfacție, niciun fel de feedback că s-a întâmplat ceva. Din păcate, în ultima vreme, cam aceasta este varianta. Porțile se lau deschise, intră la inițiere. Aceasta, decăzută în raport cu tradiția, aceasta care mai există încă, intră tot felul de, ce să vă spun, indivizi care nu au ce să caute aici. Este valabil și pentru inițierea brahmanică. Cum este la noi? Inițierea monahală. În interior, această carte ar trebui să fie citită inclusiv de către părinții duhovnicești din cadrul ortodoxiei, dacă vreți, cei care la rândul lor îndrumă ucenicii către vederea lui Dumnezeu ca lumină lăuntrică. Și ei trebuie, ei sunt atenți prin tradiție, adică aspirantul la monahism este privit cu atenție în mod tradițional, însă și aici s-au făcut rabaturi. Sunt luați tineri care bat la poarta mănăstirii, care n-au nicio treabă, au doar mușchi. Ei pot fi îngrijitorii vitelor, taie trandafirii pe acolo, fac mâncare la bucătărie, deci muncile acestea rutiniere, dar nu sunt apți pentru o ascensiune autentică. Am făcut o divagație acum, dar ca să mă înțelegeți. Știți cum e și în munca de, nu, și în obște, dacă tot făceam referire la partea monahală, și în comunitățile monahale și în obște, munca asta trebuie să o facă cineva până la urmă, chiar dacă este munca, hai să spunem, nu vreau să sune aiurea, dar este o muncă fizică. Da, spre deosebire de munca spirituală și, într-adevăr, cartea abordează din punct de vedere al mai multor tradiții, fie că vorbim, cum ați pomenit puțin mai devreme, despre cea brahmanică hindusă sau de cea creștin-ortodoxă monahală, procesul inițiatic până la urmă este același. Referitor la ce ați spus puțin mai devreme, odată primită că intră cine vrea și nu există un ritual foarte serios și regulile acestea și condițiile ce țin de inițiere nu sunt respectate așa cum se întâmpla conform tradiției cu multe secole în urmă sau cu mult timp în urmă. Odată primită inițierea, ea nu mai poate fi respinsă. Inițiatul nu se poate sustrage din organizație după bunul plac, din organizația din care face parte, să spunem, dându-și demisia, cum ar face-o dacă ar fi vorba despre o grupare profană.
Influența spirituală pe care a primit-o îl însoțește mereu de acum înainte, fiind ca o a doua naștere. Da, așa este. Inițierea se numește a doua naștere. De asta primea un alt nume la inițiere. Aspirantul primea un alt nume. Inițiatului nu îi se poate lua inițiere. Nimeni nu poate să ia inițiatului inițiere. Odată ce i s-a conferit această inițiere, el nu poate singur să-și procure inițiere. Trebuie să-i fie conferită de către cineva. Trebuie să-i fie transmisă printr-un ritual. Dar odată ce i s-a transmis, lui nu îi se mai poate lua, atât cât a înțeles el. De ce? Pentru că el a preluat informația cu întreaga lui ființă. El s-a încărcat și în plan emoțional, și în plan spiritual, în plan înțelegere, și în plan fizic. S-a încărcat cu o transmisie, o predanie. Sigur, nu e suficient, adică este doar un început de drum. Inițierea presupune cunoașterea unei metafizici. Metafizică înseamnă ceea ce este dincolo de fizis, dincolo de fizicalitate, de corporalitate. Există ceva și mintea omenească, ispoditoare, a văzut acest ceva, dincolo de acest primus movens, acest motor. În felul acesta s-au și constituit organizațiile inițiatice cu acest scop, cu acest scop generos de a transmite cunoașterea. Inițiații adevărați, cei care au avut cunoașterea, Gnosisul, ei știu că un om nu poate ajunge la această cunoaștere decât în 900 de ani. Și atunci ei s-au constituit în niște organizații cu scopul generos de a transmite această cunoaștere. În timpul vieții lui este ales cel care urmează să fie inițiat cu grijă, se focalizează asupra lui o întreagă cercetare și după aceea ei se transmite cunoașterea. Din acest moment, el desigur se încarcă, el are cunoaștere, dar cunoașterea presupune și foarte multe responsabilități. Te încarci în egală măsură cu responsabilități enorme în momentul când ești inițiat autentic. Nu mai ești cum erai înainte. De aceea se spune că e a doua naștere. Te naști în sensul că gândirea ta devine mai cuprinzătoare. Empatia ta față de oameni și față de suferința umană este de acum literă de lege pentru tine. O simți, te doare și pe tine când un copil cade și se julește la genunchi. Dacă un exemplu banal. Este ca un titlu, aș spune eu, un titlu spiritual, dobândit și păstrat pe viață. Da, inițierea este ca o ștanță, te-a marcat pe viață. Inițierea autentică. Inițierea este un proces dur. Totuși, un proces brutal te scoate din firescul tău. Iar Guénon a fost un intelectual sever. El spune cu, de la mare înălțime, dar spune cu, aproape cu brutalitate. Spune niște adevăruri pentru care, la vremea respectivă, mulți l-au contestat. În timp și-au dat seama în jurul lor cei adevărați care au gândit și care au analizat ce a spus Guénon și-au dat seama că Guénon avea dreptate. Tocmai de aceea Guénon are o posteritate absolut remarcabilă. Oamenii recunosc veridicitatea discursului său, recunosc mesajul profund pe care el l-a transmis umanității, nu numai masonerie, și catolicismului, și islamului, și chiar și hinduismului, care, să zicem, hinduism, sunt multe învățături acolo, multe școli în cadrul acestui vedice. Dar el a transmis, adică există pericolul perimării, pericolul decăderii. Și Guénon, cu foarte mare severitate, trage aceste semnale de alarmă.
În capitolul 12 al cărții, de fapt și în capitolul 11, când vorbește despre organizații inițiatice și secte religioase, și în capitolul 12, René Guénon vorbește despre organizații inițiatice și societăți secrete, cum au apărut și cum au evoluat ele? De ce nu vorbesc despre secte, despre religii, despre... Eu vorbesc despre societățile, să le spunem așa, societățile inițiatice. De fapt, niște organizații, multă vreme aceste organizații n-au avut statut, n-au avut nimic. Era o adunare a unor înțelepți care își dădeau seama de responsabilitățile lor și de necesitatea transmiterii mesajului pentru generațiilor următoare. Așa s-a născut. Din această responsabilitate s-a născut școala inițiatică. Mai întâi erau școli inițiatice, la Trecți, spre exemplu, au funcționat până în pace. Niște filiere mari și în cadrul acestor filiere școli. Cum se întâmplau aceste, cum se produceau aceste școli? În jurul unui maestru, care era recunoscut și care avea o anumită înălțime, se cam știa, se cam măsura această înălțime. De regulă, toți mari filozofi din antichitate au fost inițiați, au avut școli inițiatice în jurul lor, au avut discipoli. Discipolii aceștia, la rândul lor, au făcut și ei școli și tot așa s-a răspândit. Vă dau un exemplu. Plotin, de exemplu, a avut o școală inițiatică la Roma, absolut remarcabilă, paralelă cu creștinismul timpuriu. Dar ei erau, de fapt, pitagoreici. Pitagorizau, cum spuneau în derâdere. Toți acești mari filozofi pitagorizau. Pitagorizau în sensul că ajungeau la geometrie. Geometrie este instrumentul prin care se putea revela ordinea universală și în spatele ordinii universale se vedea voința divină și un plan și tot așa s-a păstrat până în Evul Mediu această și până încoace. Cam de la Renaștere încoace, de la Renaștere s-a mai diluat și după aceea au apărut nuanțe, au apărut filozofiile acestea care vorbesc sectorial despre anumite domenii și oarecum metafizica a dispărut cumva, a dispărut, a scăzut în intensitate, iar Kant a bătut un pui la sicriul metafizic. În prezent însă se reconsideră lucrurile. Filozofia adevărată este metafizică aceasta. Și nu filozofiile astea care au dezvoltat concepte în plan social, în plan comunicațional, în plan economic. Deci, exista o anumită accepțiune privind metafizica. Aceasta era filozofia perenistă. De altfel, oarecum este greșit când spunem filozofia perenis. De fapt, este sofia perenis, înțelepciunea perenis. Filosofos înseamnă iubitor de înțelepciune și atunci ea se diluează. Aceasta este. Deschidea o poartă către înțelepciune metafizică, către adevăr, către îndumnezeirea omului. Acestea erau treptele, orizonturile de dezvoltare ale metafizicii. În centrul oricărui, metafizica e una singură peste tot, să știți. Chiar dacă vorbim în limbi diferite, cu termeni diferite, dar e aceeași. Este o știință sacră, metafizica. Între timp, sigur, lucrurile au luat această întorsătură. Vorbim acum și despre o filozofie a inteligenței artificiale. Am ajuns în domenii foarte... Sigur, eu nu zic că nu... Filozofia se asemănă mult mai mult cu o știință la ora actuală. Pe cum la vremea respectivă, în antichitate, era arta artelor și știința științelor. De ce? Pentru că filozofia era un mod de viață. Ucenicii aceia care se adunau în jurul maestrului, nu toți erau inițiați. Dintre ucenici erau aleși unii și inițiați. Nu toți beneficiau de același tratament.
erau distinții, oamenii erau atenți la lucrurile astea. Despre asta ne vorbește René Guénon în cartea lui. Dragii noștri, a fost alături de noi domnul profesor Vasile Zecheru, coordonator al colecției Arta Regală, și am vorbit despre René Guénon și despre cartea sa Scurtă privire asupra inițierii, o carte publicată în colecția Filosofia Perennis, acolo unde au apărut și or să mai apară multe titluri din opera lui René Guénon. Așa cum am spus la începutul intervenției noastre, o carte în traducerea doamnei Roxana Cristian și a regretatului Florin Mihăescu. Încă o dată mulțumim foarte mult domnului profesor Vasile Zecheru, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost și de această dată alături de noi. Vă recomandăm cu mare drag să vă completați colecția și titlurile ale lui René Guénon cu această frumoasă lucrare, cum spuneam, apărută pentru prima dată în anul 1946. Vă mulțumim foarte mult, vă așteptăm la un nou episod al podcastului Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!